Dragii mei, salutare, nouă emisiune, Generația lui John. E timpul să vă spun că dacă v-a plăcut școala, emisiunea de astăzi, podcastul de astăzi este și pentru voi. Dacă nu v-a plăcut școala, cu siguranță ar fi bine să urmăriți interviul pentru că sunt lucruri faine de învățat. Mai ales că vrem să vedem și noi cum arată educația în ziua de astăzi, cam cât de mult efort trebuie să depună un elev ca să obțină media 10. Noi am stat, am scotocit, am analizat, am văzut cât de tare este județul Prahova la nivel de performanță pe bacalaureat și am zis, ok, aducem o singură invitată și discutăm cu ea toate aceste eforturi, dar în același timp îi felicităm pe toți cei care au luat 10, media 10 la bacalaureat, nu doar din Prahova, ci din întreaga Românie. Alături de mine este Ana Rotărescu. Ana, bine ai venit în podcast. Bine m-am găsit. Și felicitări. Mulțumesc frumos. Noi ne bucurăm când avem astfel de modele, când reușim să identificăm și mai ales să aplaudăm efortul unor tineri de a face ceva în sistemul acesta și de a demonstra că lucrurile sunt bune, sunt potrivite până la capăt. O să te întreb și lucrurile mai puțin plăcute din sistem, dar prima dată vreau să te întreb cum te simți tu în calitate de ce ești, câștigătoare a mediei 10 sau învingătoare, cum ești? Mă simt foarte bine, sunt fericită și privilegiată că am luat media 10, nu mă așteptam, sincer, însă mă bucur că am reușit această performanță și că mi-am împlinit obiectivul principal pe anul acesta. Hai să luăm așa rând pe rând. Ai vârsta de 18 ani. Aproape 18 ani. Da. Am înțeles că mai sunt vreo 10 zile. Da. Și pregătești marea nuntă sau cum se face în ziua de astăzi? Am zis că e o super petrecere. După mea frumos pentru admitere și după. Ok, perfect. Ești de fel din... de unde? Din ce zonă? Din Valea Călugărească. În regulă. Aproape de Plești. Și ai învățat la? Învățat la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria de aici, din Plești. Regina Maria, de unde am înțeles eu că toată lumea la bacalaureatul? Da. Mamă, ce tare. Serios, deci mi se pare o chestie extraordinară să știu că există licee unde toți elevii, toți cei care, mă rog, au și învățat și au terminat cele 12 clase, iau și bacalaureatul și merg mai departe. Hai să vedem ce înseamnă pentru tine media 10, așa, ca perspectivă de reușită. Păi, mă bucur foarte mult, în primul rând, că am luat media 10 și pentru mine este o afirmare că nu am muncit degeaba în tot acest timp, în toți cei 12 ani de zile. Și este o șansă pentru mine să mă dezvolt și să mă afirm și mai departe la facultate și în cariera pe care o voi avea ca om. Ca om. Da. Interesant. Înainte de a începe bacalaureatul, te-ai gândit că o să iei 10? Nu. Te-ai pregătit pentru 10? M-am pregătit pentru o medie cât mai mare. Nu m-am gândit niciodată că o să iau nota maximă. Era un vis frumos. M-am gândit că sunt multe subiecte puțin subiective, adică, da. Și m-am gândit care ar fi șansele mele să iau 10, însă am luat și... Deci e o chestie rațională, da? A fost în mintea ta o chestie rațională, ai spus, băi, e posibil să iau 9 și ceva, da. 10 e cam dificil, că s-ar putea să fie unii profesori care să depuncteze ceva într-un mod subiectiv. Foarte clar și foarte de înțeles. Bun. Tu ești una dintre cele 15, dacă nu mă înșel, 15 persoane, 15 medii de, da, 10, de da. 10 din Prahova. Locul 2 îl obține chiar Prahova anul acesta pe sesiunea asta de bacalaureat. Ar fi chiar locul 1 dacă n-am luat în considerare capitala, unde sunt foarte mulți oameni. Da. Și atunci cele 30 de medii de 10 de acolo sunt cam același echivalent, poate noi chiar suntem mult mai faini. Și dacă ne uităm inclusiv la scorul pe care îl avem la nivel național de 73,3 de promovabilitate pentru cei care s-au înscris la bacalaureat, am putea să spunem că suntem niște super tineri cu toți, suntem extraordinari și că școala merge foarte bine. Te-aș întreba pe tine cum arată tânăra generație, cum arată din punctul tău de vedere elevul care trece de acest sistem educațional, de clasa 12-a și se pregătește pentru facultate. Într-adevăr, elevul asimilează în cei toți 12 ani, asimilează o multitudine de cunoștințe, însă consider că nu e neapărat pregătit pentru situații de viață concrete care îl vor aștepta mai încolo la facultate, unde nu mai sunt nici părinții, nici profesorii nu mai sunt neapărat atât de înțelegători, colectiv nou, nu mai ai contact cu persoane pe care le cunoști neapărat. Pot fi și colegi de liceu sau prieteni, însă dai tot timpul de personalități noi, trebuie să interacționezi, să fii sociabil și din punctul de vedere al cunoștințelor,
școala pregătește într-o mare măsură copilul, însă relaționare și viața socială, mă gândesc că nu e neapărat, școala nu punctează neapărat asupra acestui subiect. Și consider că ar trebui să vă învețe cum să vorbiți unii cu ceilalți? Da, cum să relaționăm unii cu ceilalți, cum să socializăm, să ne respectăm unii pe ceilalți. Okay. Lucruri care sunt învățate în clasele mici, în învățământul primar, însă apoi mi se pare că nu mai au atâta importanță. Mi se pare că se pune mult mai mult accentul asupra memorării, asimilării de cunoștințe, lucruri care într-adevăr ajută și dezvoltă psihic persoana. Însă ar trebui să punem accent și pe latura umană, latura spirituală. Ana, hai să întreb așa acum, că na, nu mai are cine ce să spună. Ție ți-a plăcut școala? Relativ da. Relativ da. Adică te-ai dus la școală cu plăcere ca să înveți ceva? Au fost momente, da, când m-am dus cu plăcere pentru că m-au interesat anumite subiecte și aspecte pe care le-am învățat. M-am dus cu plăcere pentru că acolo aveam prieteni și nu îmi place să stau acasă singură neapărat. Îmi place să relaționez cu ei, însă au fost și momente când m-am dus doar pentru că e necesar să mă duc, să-mi creez un viitor. Și... E acum un clișeu să știi, dacă spui e necesar, toată lumea știe. Da, știu. Da. Mai, e necesar totul. Ai prins 2 ani de pandemie. Da. Clasele a 10-a și a 11-a, dacă mă înșel? Da, a 10-a semestrul al doilea și a 11-a în totalitate, cumva. Consider că pandemia ți-a facilitat studiul sau ți l-a pus așa un pic pe butuci? Ți-a stricat un pic din interesul pe care l-aveai pentru pregătirea pentru bacalaureat? Consider că mi-a stricat puțin interesul, întrucât acasă, în mediul tău natural, ești mult mai, nu mai ai stimulant neapărat. Așa, veneam la școală, eram pusă în situații care să mă facă pe mine să ies din zona de confort. Acasă nu a mai fost același lucru. Nu pot spune că nu am respectat cerințele școlare nici acasă, într-adevăr, doar că le-am tratat cu mai multă degajare, le-am tratat cu lejeritate. Și când am venit la școală în clasa 12, mi-am dat seama că eu anul ăsta trebuie să fac ceva pentru că am examenul de bacalaureat, trebuie să mă pun clar și serios pe învățat, pentru că altfel nu o să mă dezvolt și nu o să ajung persoana care vreau să ajung. Când a început clasa 12, de unde te-ai pus așa pe treabă? Cine te-a motivat? Păi, în primul rând, părinții mei. Profesorii au fost un factor motivator extern. Erau întotdeauna acolo să ne zică: haideți că peste câteva luni, știți, o să dăm simulare. Și peste Dar un nu an... te stresa treaba asta? Nu te... Ba da, mă stresa pentru că toată lumea din toate părțile auzeai: anul ăsta ai examenul de bacalaureat, trebuie să înveți. Anul ăsta nu trebuie să dai la facultate, trebuie să intri acolo cu medie mare. E puțin stresant, solicitant, dar e o etapă prin care toți trecem și... Așa mi-ar plăcea să trecem cu toții, să știi că sunt foarte mulți cei care au terminat 12 clase, chiar și anul acesta școlar, și care nu s-au prezentat la examenul de bacalaureat. Nu știu care le sunt motivele. Dar s-au înscris și nu s-au prezentat. Și atunci, probabil că pentru unii acest proces, acest examen al maturității, nu este suficient de relevant. Hai să ne imaginăm Ana. E doar un exercițiu, pentru unii ar trebui să fie un pic prostesc, dar răspund că nu e prostesc, e foarte relevant pentru discuția pe care noi o purtăm. Okay. Să ne imaginăm că nu ai fi luat media 10. Ar fi fost nici măcar 9. Ar fi fost un 7. Cât de mult te-ar fi demoralizat pe tine, poate nici nu te-ar fi demoralizat, habar n-am, poate am pus cuvântul ăsta unde nu trebuie, în condițiile în care trăim într-o societate care ne judecă, care ne spune tu ești într-un fel, ești în alt fel, n-ai luat nota asta, nu ești capabil, etc. Ai fi la 7. Din păcate, n-ai fi la 10. Dacă ar fi să ne gândim să categorizăm chestia asta după mai multe aspecte, dacă pentru mine conta media de la bacalaureat la facultate, intram pe concurs de dosare, probabil ar fi fost un factor care m-ar fi demoralizat complet, pentru că nu aș mai fi intrat unde mi-aș fi dorit. Da, și m-ar fi demoralizat și din punctul acesta de vedere al societății, cum societatea pune pe primul loc acei elevi, vai, care au media 10. Iată, da. Media 10, bravo. Însă consider că nu nota 10 contează, adică învățarea e latentă. Un copil sau orice om își arată potențialul într-o perioadă mai lungă de timp, nu
efectiv la un examen în care mai intră și factorul sănătatea, adică starea de sănătate sau cât de obosit, problemele pe care le mai au alți copii acasă. Eu din fericire am fost sănătoasă, fericită, nu. În cazul tău, rezultatul este unul bun? Da. De fapt, este unul excelent, nu se poate mai bine. Există mai mult, 10 plus? Se dă în media asta 10? Nu. E 10 curat, e foarte bine. Ce crezi tu că măsoară sistemul educațional din România prin acest examen al maturității? Ce crezi că verifică? Că până la urmă e momentul, bă, gata, se termină cu liceul. Oare să le iau așa pe fiecare materie din punctul meu de vedere? Păi, oare? Din câte știu, se dă examenul ăsta la vreo 3 materii, plus 2 oral și da, competențe. Da, însă se dau la materii diferite. Da, dar sunt 3 materii. Adică probabil matematică română, bine, nu toată lumea de la matematică, dar la română se dă da, în mod obligatoriu și mai aveți încă o materie. La alegere sunt mult mai multe. Ce măsoară examenul ăsta? Păi, probabil măsoară nivelul de cunoștințe pe care putem să-l asimilăm, cum este la subiectul a treilea la română, înțelegerea unui text dat, pentru că ni s-au pus întrebări pe baza unui text, cum să formulăm niște argumente și să ne argumentăm opinia, să ne susținem. La matematică, lucruri generale, nu pot spune, relativ bacalaureatul de la profilul meu a fost relativ ușor, sincer. Nu știu ce aș putea să spun despre... Deci măsoară nivelul vostru de înțelegere a informației, da. Capacitatea de memorare și redare a informației, bun. Și acum că ești din nota 10 și poți să faci ce vrei tu, cu ce crezi tu că te poate ajuta pe tine informația pe care o înveți în anii de liceu? Adică la ce îți este de folos mai târziu în viitorul tău, indiferent unde te-ai duce, indiferent ce ai face? Păi, va trebui să știu să înțeleg un text dat oriunde aș duce, adică trebuie să înțeleg lucruri, să fiu open-minded, să fiu deschisă, să comunic liber, să mi-argumentez, bineînțeles, la interviuri în viitoarea mea carieră, probabil. O să trebuiască să mi-argumentez, să-mi susțin opiniile în fața unor oameni. Și consider la matematică, nu mă mai duc pe latura aceasta de științe exacte. Deci că nu mă mai ating de matematică, Doamne ferește! Fiecare materie în parte e mai plăcută sau mai puțin plăcută de către elev, în funcție și de profesor. Dacă profesorul reușește să ajungă către voi, să vă transmită informații, eu cred că și matematica poate fi la fel de ușoară precum limba și literatura română. Ai făcut pregătiri? Da, la una dintre materii am făcut pregătire. La ce materie? La matematică. Am înțeles, okay. Cât mai costă o sesiune, o oră? Cât ține o oră de pregătire? Sub 1.000.000, 60 de lei, 70, depinde. De 60-70 de lei costă pregătirea la matematică română. Și cât durează? E o oră de pregătire? Două. Sau două ore, deci stai cel două. Puțin bun, eu, da. Bun, foarte tare. Deci nu s-au schimbat foarte multe lucruri în direcția aceasta. Și odată la cât timp? O dată pe săptămână? De două ori pe săptămână? Eu am făcut o dată la 2 săptămâni. Ești norocoasă. Adică presupun că te-ai descurcat foarte bine. La română n-ai avut nevoie de pregătire? Nu, nici la română, nici la a treia materie logică în cazul meu. Mi se pare foarte tare că, deși am început acest interviu de câteva minute bune, nu ai spus încă nimic despre admiterea ta la facultate. Și care este alegerea pe care tu ai făcut-o? Păi îmi doresc foarte mult să devin psiholog și o să mă duc în cadrul Universității din București la Facultatea de Psihologie. Mai sunt aproximativ, cred, mai puțin de o lună și o să dau admitere. Sunt foarte pasionată de acest subiect, chiar vreau să înțeleg cum lucrează mintea umană și de ce ne comportăm când ne comportăm. Cum ai ajuns să... să faci această alegere, să-ți dorești să dai la psihologie? Păi, profesoara mea din clasa 10, doamna mea profesoară, m-a motivat în acest sens. Am fost la Olimpiada de Psihologie și am fost fascinată de tot ce înseamnă psihologie și cum lucrează omul. E posibil să, nu știu, poate să... Te vezi psiholog peste ceva ani? Da. Te vezi cum îi asculți pe oameni, cu problemele lor emoționale? Da. Foarte tare treaba asta. Eu chiar cred că avem nevoie din ce în ce mai mult de psihologi, psihiatri, consilieri educativi, toți oamenii ăștia care interacționează cu alți oameni care sunt într-o situație
aparte. Ce nu fac un pic legătura între bacalaureatul tău la logică și olimpiada la psihologie? Da, așa e, puteam să dau bacalaureatul la psihologie. Da, asta îmi dam. De ce n-ai fi vrut să dai la o materie la care deja erai olimpică? Pentru că îmi doresc să am și o rezervă și m-am gândit că dacă dau la logică am mai multe șanse să iau o notă mai mare și automat să-mi crez media. În caz că nu voi intra, însă nu se pune problema, sper, la facultatea de psihologie. Să am o notă mare la media de bacalaureat și să-mi asigur locul la o altă facultate. Până voi, da... Încă o dată admiterea. Din câte înțeleg eu, tu ți-ai făcut deja o strategie, da? Gândești alegerile pe care le faci, însă mi-aș dori să știu cum decide o tânără de aproape 18 ani, cum decide ce e bine și ce e rău? Oh, mult de spus. Păi, decidem... Nu înțeleg ce decide. Bă, nu e bine pentru mine treaba asta, nu e potrivit pentru mine. Asta mi se potrivește. Păi cântărim posibilele rezultate. Și dacă rezultatele posibile pe care le putem avea sunt mai aproape de ceea ce ne dorim noi sau de ceea ce credem că e mai ok pentru noi, atunci mergem în direcția aia, dar nu întotdeauna dăm rezultate. Poate să nu fie direcția pe care am ales-o cea bună, sincer. De fel atunci când trebuie să faci ceva important cu viața ta, nu știu, te sfătuiești cu părinții, cu colegii, cu... Cu părinți, cu cunoștințe, prieteni, să văd ce... caut opinii și în altă parte, pentru că mă gândesc că nu e de ajuns opinia mea. Adică poate să veni cineva să-mi deschidă orizontul. Sau să ți-l închidă, depinde de la persoană la persoană. Da, bă, nu ești potrivită, măi, Ana, să devii nu știu ce. Nu, nu merge, nu. Eu zic să te mai gândești un pic. Însă de obicei mă sfătuiesc și caut persoane care să-mi arate și alte puncte de vedere. Mi se pare foarte tare. Așa aș răspunde și eu. Adică, păi uite, întreb mai mulți oameni, văd dacă părerile lor se potrivesc cu părerile mele, mai învăț din ceea ce e de învățat, pe celălalt nu mai întreb, că l-am întrebat și am văzut că e deja negativ pe mine. Cum arată, din perspectiva ta, viitorul unui tânăr? N-am zis-o ironic asta cu viitorul. Viitorul unui tânăr care, în momentul de față, astăzi când noi vorbim, nu a luat bacalaureatul. Păi, ori are două direcții. Ori se poate motiva și poate învăța să-l ia în toamnă, este încă o șansă și să dea la o facultate bună, să... E oricând un moment potrivit, eu vreau să fac asta, o să mă ambiționez și o să reușesc. Sau se poate demoraliza și să nu se pună cu burta pe carte expresia populară și să nu aibă cel mai strălucit viitor, să meargă să se angajeze undeva unde îi permite statutul pe care îl are. Nu văd alte, în afară de aceste două direcții. Crezi că există o legătură între a lua bacalaureatul și a avea succes? Nu neapărat. Pentru că eu acum am luat bacalaureatul cu nota 10, dar de unde știu că nota asta la bac în garantează mie succesul neapărat? Mai ales că eu vreau să intru la facultate și trebuie să dau admitere. Adică pentru mine nota de la bac nu e neapărat relevant acum. Și pe termen mai lung, dacă te gândești la 20 de ani de aici încolo, dacă ar fi să-ți faci niște planuri pentru viitorul tău foarte îndepărtat și n-ai luat bacalaureatul, viitorul tău ar avea rată de succes, adică nu iau bacalaureatul, dar pot să... Dacă nu aș lua bacalaureatul, consider că nu aș mai avea accesul la atâtea oportunități. Adică mă gândesc că acum, dacă cineva, spre exemplu în CV-ul meu de angajare, vede am luat bacalaureatul cu media 10, e un avantaj ăsta. Da. Însă, poate să pară un contradictoriu ce să zic, nu consider că nota de la bacalaureat m-ar avantaja prea mult în anii viitori. Adică peste 20 de ani, bun, am luat bacalaureatul cu nota 10 și... Știi cum e? Contează foarte mult pentru ce anume te pregătești tu. Da. Acum există suficient material pe internet care să-ți demonstreze că poți să ai succes și fără bacalaureat, însă n-aș vrea ca tinerii din ziua de astăzi să zică, băi, eu nu mai au bacalaureatul pentru că n-am nevoie de asta pentru succes. Sunt convins că este un examen de adevărat al maturității și că e și un checkpoint al vieții. Da. Omul nu prea te întreabă mare lucru. Bă,
Ai bacul? Ok, îl ai. Perfect, super, bravo. Ai și o facultate? Bine. Acum, hai să vedem ce știi să faci. Și nu am adus în discuție povestea asta de acțiune degeaba, ci tocmai pentru că, din câte știu, la Regina Maria aveți pedagogie, faceți practică. Facem practică. Ce ai învățat tu să faci până la cei 18 ani ai tăi? Ce știi să faci? Păi eu aș fi putut acum să mă duc să-mi iau o clasă, să fiu ori așa? Profesor de învățământ primar sau preșcolar. Uh-huh. Am ales să nu fac acest lucru deocamdată, nu exclud complet. Deci ai încă o variantă, îmi place. Da, adică okay. Aș putea oricând să mă duc să dau examenul de titularizare și să-mi iau o clasă și să formez mințile unor copii de la zero. Adică să-i învăț ce mi se pare mie că, adică în conformitate cu programa școlară normal, însă să le arăt ce oportunități, ce direcții au, să formez mințile lor și mi se pare o chestie super interesantă și așa îți dă un boost din ăsta de încredere când știi că tu ai în mâini viitorul la, nu știu, 30 de copii în clasă. Adică ești foarte multă responsabilitate. Da, e foarte multă responsabilitate. Și în același timp ai și un soi de misiune, că nu mai e job, când te duci să șlefuiești niște minți foarte fragede, atunci ai nevoie de foarte multă atenție și de o pricepere. De asta nici n-am ales să mă duc, pentru că nu știu sigur care sunt lucrurile, cum mă voi manifesta la facultatea de psihologie și decât să fac două lucruri și să le fac jumătate, adică să fiu și la școală cu cursurile pe masă și să le predau și copiilor, mai bine fac lucrurile separat, însă le fac bine la capacitate maximă. E o mare responsabilitate și nu aș fi vrut să mă duc în fața copiilor și cu grijile de la facultate și să nu-mi dau 100% interesul pentru ei. Asta dintr-o super, super putere a ta de a te responsabiliza și de a-ți asuma ceva doar după ce ești 100% pregătită. Da. Nu știu dacă ești 100% pregătită vreodată în viață. E bine să începi de undeva dacă îți dorești această direcție. Mai ales că, din ce am înțeles, cam e nevoie de profesor, de educator, de învățător, serios, e foarte multă nevoie de oameni pricepuți, oameni tineri, pentru că pleacă unii către zona de pensionare și trebuie să-i lase pe cei care sunt mai tineri să fie mai aproape de generații, să nu fie o distanțare foarte, foarte mare. Bun. Ce părere au părinții tăi? Părinții mei m-au despre zecele ăsta al tău. Despre zecele ăsta au fost foarte bucuroși. Cred că au fost mai emoționante decât mine, sincer, când am luat 10. Nici mi-a venit să cred, am crezut că n-am băgat codul acolo bine. Da. Dar au fost foarte emoționați, m-au felicitat. Cred că sunt, v-am spus, mult mai bucuroși decât mine. Și m-au susținut în toate alegerile de până acum, tot ce vreau să fac, să mă duc la psihologie, să vin la acest liceu cu profil pedagogic. Cred că dacă nu aș fi avut susținerea lor, nu aș fi ajuns persoana care sunt astăzi. Ți-au oferit o direcție mai clară, exemplu, mamă, dă la medicină, că acolo se câștigă bine. Fă-te și tu avocat, că uite, e nevoie de avocați. Am vorbit per total despre toate lucrurile astea, însă nu m-au îndrumat, nu mi-au spus du-te la psihologie că e bine acolo sau du-te la pedagogie că acolo faci treabă. Nu, m-au lăsat pur și simplu să îmi conserv eu alegerile și să fac în final, bineînțeles că m-au călăuzit pe drumul ăsta. Nu trebuie să te duci chiar în zona aia, că e prea mult sau e prea puțin, sau tu poți mai mult de atât, nu? Adică te-au sfătuit. Da, da? Asta te-am întrebat pentru că sunt părinți care, din păcate, îi cam obligă cumva pe elevi, pe copii, du-te acolo. Și merg cam un an sau doi la facultatea respectivă, după care, din nefericire, renunță ca să înceapă o altă facultate. Sau nu mai încep nimic, că băi, nu mi se potrivește nimic. Ana, care este cea mai mare frică a ta? Wow! Păi, probabil frica de necunoscut, dar consider că ar trebui să ne învingem și fix acolo, punctele alea de care nouă ne e frică cel mai rău, acolo să mergem. Mi-e frică de aia, fac aia. Așa am venit și eu astăzi aici, cu premisa asta. Stai așa, adică tinerul este teamă de podcastul Generația lui John, asta spui? Nu, de afișare. Ai și în public, da? Îți dai seama că dacă ai luat 10 pe linie, n-ai cum să nu îți dorești să spui ceva și oricum tu ești un exemplu. Adică oricât de mult sau de puțin ai crede treaba asta, ești un exemplu de urmat. E clar că dacă avem tineri care învață foarte bine, pot avea mai mult succes. Și din ce te văd eu pe tine, ești destul de relaxat în legătură cu munca pe care ai depus-o pentru bacalaureat. Ai reușit să dormi nopțile, nu? Da, nu. Ai reușit să ieși tu, nu știu, să faci o drumeție pe munte? Da.
ai reușit, nu știu, să te vezi cu prietenii măcar o dată pe săptămână. Da. Din câte am observat, nici n-ai avut nevoie de foarte multe pregătiri și cred că mai contează foarte mult și părinții pe care i-ai, educația pe care ai și felul în care reușești să vorbești cu ei, să, dacă ai o problemă, să știți să vă reglați absolut toată da. Situația. Că mai sunt copii care, din păcate, nu au cu cine să vorbească. Și atunci e destul de grav, mai ales pandemia. Da. Cum arată pentru tine eșecul, Ana? Nu știu. Ne-ai eșuat până acum, până la 18 ani? Sigur, dăm un exemplu de eșec pe care l-ai avut. Nu-mi dau seama, nu știu ce ar trebui să spun. Nu m-am așteptat la această întrebare. Uite, hai să te ajut cu un exemplu foarte simplu. Am anunțat că pornim această înregistrare, acest live la ora 13 și am început la ora 13 și 10 minute. Unii îl pot percepe ca un soi de eșec, pentru că nu ne-am potrivit cu ceea ce am comunicat. Alții spun, băi, au fost niște pregătiri suplimentare și iată ne suntem live chiar acum în podcast. Probabil, să dau așa la general, sincer, nu-mi vine acum în minte. Probabil în relațiile acestei interumane, când am dezamăgit o persoană, am vrut să fac un lucru crezând că e protejez persoana sau e bine pentru acea persoană să fac lucrul respectiv. Uh-huh. Și l-am făcut și nu a fost cea mai bună alegere. Sau... Te întreb despre eșec, pentru că de cele mai multe ori oamenii care nu eșuează până la, nu știu, 20-25 de ani, nu au niște mici momente destul de grave, mai târziu este un pic mai greu să se adapteze la o situație. Adică dacă devii adult și ai fost crescut în puf, pe românește, da. Există posibilitatea să-ți fie mai greu să reacționezi mai bine, mai potrivit la un eșec. Da. Da? Dacă ai luat media 10, poate mintea ta o să înțeleagă că de aici încolo totul ți se cuvine. E așa sau nu e așa? Nu știu. Nu e așa, nu trebuie să-mi sigur ce nu știu, am luat nu știu, media 10. Nu știu cum arată mindset-ul tău, cum te pregătești tu pentru viitor. Consider că trebuie să mă adaptez la orice situație. Am avut și parte de eșecuri, că tot vorbeam de lucrul ăsta. Nu pot să dau acum un exemplu, însă trebuie întotdeauna să mă reglez deciziile și să iau acea alegere care cred că e mai bună în acel moment, în momentul respectiv. Cred că și contextul pandemic a fost așa, cum spuneați, ca o palmă peste față pentru toată lumea. Ne-am dat seama de cât de importante sunt relațiile pe care le avem cu ceilalți. Când atunci când am testat aceasta, n-am mai avut voie să ne apropiem unii de alții. Și sunt foarte multe lucruri pe care, dacă tinerii le află din timp, au șanse mult mai mari să reușească pentru ei. Reușita nu e aceeași pentru fiecare dintre noi, nu e ca și cum, băi, reușita înseamnă să iei media 10 la bacalaureat, gata, ai reușit, bravo. Da. Dar să știi că, uite, chiar mi-aduc aminte din anii mei de școală, că erau elevi care dacă luau 10 la primele două materii, profesorii care veneau să asculte elevul respectiv, ai luat 10, hai că spun 9 și eu, chiar dacă nu prea ai știut. Da? De-aia ți-am spus, dacă te obișnuiești cu succesul ca fiind o chestie, că bă, gata, e garantată. La fel cu unul care eșuează acum și pică bacalaureatul, o să aibă impresia că nu poate. Nu, da. Eu sunt prost. Da. N-am cum altfel. Asta e, eu chiar o să eșuez tot timpul. Da? Și atunci ar fi fain ca cele două categorii, cei care au eșuat acum și cei care reușesc, care au performanță, să comunice. Da. Pentru că, până la urmă, sunteți niște oameni, nu se știe cum se schimbă rolurile. Suntem oameni, da. Încercăm să fim oameni, de multe ori nu reușim. Uite, cel mai simplu exemplu este, și n-ai cum să nu-l știi, este David Popovici. Da. Hai să fim serioși, că ne ducem foarte rapid după succesul unei persoane, doar ca să clădim un pic și noi către succesul nostru. Dar nu s-au zis nimic de David Popovici până acum, nu știu, da. 3 luni, 5 luni, 6 luni. Dacă nu exista o știre, l-am dat o informație care să spună, băi, noi avem un campion. Băi, noi putem să-l promovăm pe ăsta. Da? A, foarte tare, dacă primăria Ploiești sau dacă la nivel de țară se decide ca toți cei care iau media 10 să primească o anumită sumă de bani sau să aibă un super beneficiu, Doamne aștept, jos pălăria. Da, consider că e ok să promovăm aspectele astea, să promovăm elevii care, nu vorbesc de mine aici neapărat, să promovăm elevii care au reușite, e un factor motivator extern. Normal, nu trebuie să facem discriminare între oameni, e complet logic și ar fi irațional să facem asemenea lucruri, însă mă gândesc că e bine să facem o departajare, lucru care poate fi un factor motivator și pentru cel ce are o medie mai mică. Dar celălalt de ce poate? Eu de ce nu pot? Mă ambiționez și reușesc. Sau
Mai contează și cum arată programa școlară și cum arată modalitatea de evaluare. Da. Pentru că pentru, și de evaluare, de predare a conștiinței. Pentru foarte mulți e greu să memoreze niște lucruri cap-coadă. Aveam chiar o profesoară care la spunea că eu nu-ți spun 10 dacă nu spui exact așa cum am predat eu. Da. Și mi s-a părut absurd. Zic, păi eu nu pot. E absurd. Ai, nu vreau. De ce dacă pun invers cuvintele nu mai au logică, unde e realitatea? Da. Și e mult de escaladat. Adică sistemul educațional are multe hibe pe care nu le mai scoate la iveală. Decât dacă e o chestie foarte gravă, în rest, nu merg lucrurile, uite, cum e foarte asta? Bine. 73,3%, îți dai seama? Băi, 73,3% e ca și cum n-aia, deci treimea cealaltă face curățenie prin oraș și restul sunt oameni de succes. Nu e chiar așa, trebuie să vedem care sunt de fapt realitățile. Așa, avem și cei mai puțini înscriși la bacalaureat, dacă nu mă înșel, din ultimii ani. Da. Deci e super senzație, mulți zic, băi, nici nu mai contează bacalaureatul ăsta, ce, mai merg la el, mai stau să-i laud. Dacă ar fi după tine, de fapt, se întreb altfel, mult mai simplu. Tu știi cum se numește, cine este ministrul educației? Da, normal că știu. Ai spus jumătate de gură, poate, dacă, fii atentă, dacă nu spui numele corect, să știi că nu e nicio problemă. Ok, domnul Cântean. Domnul Cântean, nu știu, poate spuneai alt nume. Nu, e ok. Da? Și atunci, bun. Și să spunem că ești în locul lui. Wow. Nu știu dacă e wow, e cu dus și cu întors. Și zici, ok, am la dispoziție, pot să fac o schimbare. Eu, Ana Rătărescu, pot face o schimbare în sistemul educațional. Big question. Ce schimbare îi face? Probabil aș structura programa în așa fel, încât să li se permită profesorilor să expună în fața copiilor materialul într-o manieră interactivă care să-i activizeze. Lucrul ăsta ia foarte mult timp, e cronofag. Și profesorul, în condițiile în care e constrâns de programa școlară și de cerințele școlare, el nu are neapărat cum să tragă de elev în ora de curs, astfel încât să vină el cu inițiativă, să descopere el problema, normal îndrumat, sub îndrumarea profesorului. Copilul are nevoie de timp, că nu cunoaște anumite noțiuni și doar sub îndrumarea profesorului le poate descoperi. Și, deci, ăsta ar fi un lucru pe care l-aș schimba. Aș micșora numărul de cunoștințe din programa școlară și aș pune accentul mai mult pe situațiile de viață concrete, pe dezvoltarea copilului, atât spirituală, nu neapărat pe memorarea cunoștințelor. Într-adevăr, este important pentru dezvoltarea psihică să memorăm cunoștințe, ne dezvoltăm memoria, gândirea, procesele cognitive, însă e foarte important ca elevul să știe să se descurce și în viață, în situații cotidiene, normale, cu care se înfruntă în societatea de zi cu zi. Te vezi mai repede să fii angajată sau să fii angajatoare, antreprenor, antreprenoare? Mă văd mai repede angajată, deocamdată. Okay. Deocamdată. Nu, simt că nu am spirit antreprenorial, deocamdată. Adică până la 18 ani ai reușit să faci bani din nimic? Nu? Nu? Să știi că eu în clasa 5 am vândut niște pixuri, adică am cumpărat cu un preș și am vândut cu un alt preș. Au cumpărat toți profesorii. Am înțeles. Lucruri din astea așa mărunte... Și mai a bătut un profesor obrazul. Vezi că ai făcut mulți bani. Zic, ok, gata, mă opresc. Vezi, tot un fel de rușine. Am zis, băi, nu mai fac asta, că e mai bine să mă mențin pe poziția de elev. Însă o sumă așa mare nu am... Cred că uneori nici nu are legătură cu suma, adică cât de mult faci. Contează dacă reușești să faci un ceva din ceea ce ție îți place. Consider că nu, pe partea asta de antreprenoriat, nu mă descurc cel mai bine, însă probabil dacă o să vă asist la niște cursuri sau... Adică întotdeauna e loc de mai bine. Dacă eu am prins zona de început de internet, de nebunie, de... Nu știu dacă te auzi de Yahoo Messenger și toate nebunii. Da, bun, perfect. Bun, că știi, Mirc, adică de Mirc n-ai cum să fii auzit. Nu. No, ok. Era un pic mai devreme de Yahoo Messenger. Tu ești în povestea cu NFT-uri, criptomonede, metaverse. Da, multe. Am observat că sunt foarte mulți tineri cumva reticenți vis-a-vis de subiectele astea sau vi se par niște dinozauri, n-ai ce să faci, dar cred că e bine să existe cât mai multe informație în zona asta pe care tinerii să o învețe ca să nu fie luați prin surprindere. Eu nu stăpânesc așa bine natura asta. Nimeni nu stăpânește. Sunt lucrurile la început. Nimeni nu știa câtă vreme o să reziste Yahoo Messenger și când va apărea Facebook.
și nimeni nu știa când se va ridica YouTube-ul suficient de tare încât unii să ajungă popular peste noapte. Nimeni nu s-a gândit că Musical.ly o să ajungă TikTok, da? Sunt lucruri care s-au întâmplat într-un timp foarte scurt. Așa e. Sunt influenceri care câștigă acum 50.000, 60.000 de euro pentru că au fost printre primii pe o rețea. Asta e doar o informație, în plus. Nu, e, da. Nu cred că se învață la școală treaba asta, din păcate. Cred că nu vă învață de multe ori nici măcar cum să folosiți un loc de, ce să zic eu, Word, să folosiți Google Docs, pentru că vă ajută să nu plătiți nicio licență la nimic și să fie totul gratuit și legal. Sau cum să faceți un tabel în Excel. Nu mă refer punctual la școala ta, dar am observat că există această dificultate. Nu, nu mai se zic... pune accentul neapărat pe... Vă învață, nu știu, la școală vă învață să trimiteți un e-mail? Eu am învățat, știam asta, dar oricum știam asta de dinainte, nu trebuia. Adică e cumva în, generație, în sângele generației noastre, că am crescut cu tehnologia și... Nu știu că am rugat un tânăr să-mi pună vreo trei oameni într-un BCC și zice ce? Păi să nu se vadă între ei, știi? Și, dar de ce să fac asta? Că nu știu să fac asta. Uite, păi ai niște filtre aici, ai niște câmpuri și poți să le completezi modific. Ah, nu știam. Da? Sau, nu știu, să-ți schimbi parola. Sunt niște prostii, niște lucruri foarte simple. Sau cum să-ți securizezi, asta mi se pare o chestie general valabilă și importantă, mai ales pentru tineri, cum să-ți securizezi contul de Instagram. Că acum am înțeles că se fură de ușor un cont. Da, nu știu, e acolo cu doi pași, număr de telefon. Nu mai e simplu, ăla intră să-ți reseteze parola, tu îi dai codul din greșeală și ăla ți-a resetat parola și îți schimbă tot. Da. Nu e mare inginerie, dar se întâmplă asta, nu te învață la școală. Și școlii nu îi se pare că e important lucrul acesta, dar toată viața ta din mediul online dispare. Adică ultimii tăi 4 ani sau 6 ani sau 10 ani de online se duc pe apa sâmbetei. Toate amintirile tale, toți colegii tăi, cu toate vacanțele, ce ai făcut tu, excursii, nu vor mai exista. Și s-ar putea și alți prieteni ai tăi să fie păcăliți de o prostie de genul ăla. Nu știu, trebuie să aibă o minte cât mai fresh, să fie cât mai conectată la realitatea asta. Bun. Acum întrebarea pe care mulți o așteaptă și eu, să știi că aștept răspunsul la întrebare. Ana, rămâi cu noi? Adică? Dacă plec în străinătate sau... Rămâi cu noi, adică rămâi în România, rămâi pentru România sau cumva te atrage ideea de a pleca în străinătate? Nu mă atrage ideea asta, nu pot să dau un răspuns sigur pe termen lung, însă în următorii 10 ani, 15, nu plănuiesc să plec. E ok, vreau să mă dezvolt aici, să-mi valorific la maxim potențialul aici și să ajut la construirea viitoarelor generații, dacă se poate. Tu știi care e salariul minim pe economie în România? Aproximativ. Aproximativ 2000? 2000? Lei? Nu știu. Adică tu ce îmi spui mie? Că la finalul lunii angajatorul îți va da 2000 de lei ție în mână? Nu, 2000 de lei probabil e pe etichetul de salariu și deci mai impozitabil. Cam câți bani crezi tu că în ziua de astăzi... 16? 1600? Deci oricum, sub 2000 de lei. Da, bun. Cred. Mie mi-a plăcut ce ai spus, că rămâi în România, că e frumos, că vrei să faci ceva pentru România, etc. Dar am văzut foarte mulți tineri care lucrează pe salariu minim pe economie, îmi venea să-ți spun brandul, 8 ore de luni până vineri, stată ticori, că la muncă, pauză, ai 30 de minute, s-a terminat pauza, te-ai dus la lucru. Monitorizat tot, call center, tot. Și iau 1500 de lei. O sumă infinită, da? Știi cât e o chirie în ziua de astăzi, în Ploiești? În Ploiești nu știu sigur. 900-1000 de lei. Ai văzut care sunt prețurile din supermarket, ai văzut că s-au scumpit toate lucrurile. Te sperie sau nu informația asta? Normal că mă sperie. Ar trebui să crească salariul, consider eu, în funcție de prețurile care cresc. Adică un om care ia în mână 1600, cum își permite să plătească și chiria, să, și utilitățile și să își ia și mâncare, că suntem oameni și avem nevoie. Mai, la care mai adăugăm medicamente, probabil, dorințe. Îmi place, deci medicamente, dorințe, în ordinea asta, medicamente, dorințe, ai gândit ca un om foarte mare, un om ajuns pe la 50-60 de ani, care are nevoie de niște pastile și poate și de niște dorințe, de multe ori o telenovelă sau ceva și este suficient. Dar din partea tinerilor sunt foarte mari așteptări, tocmai pentru că, din păcate, e greu să îi convingi pe tineri să lucreze aici, să stea aici, să facă lucruri aici. Da. Presupun că, de fapt nu vreau să presupun, Ploiești sau București? Sau Cluj sau București. Nu, București, da? Pe unde ai vrea să te situezi pe termen mai lung? București. Ei da vreo șansă Ploieștiului? Da. Adică te-ai vedea, te-ai vedea să-ți întemeiezi peste 10 ani de zile o familie în Ploiești? Nu știu. E mai mult un nu, dar nu vrei să dezamăgești neapărat. Știi cum îl cheamă pe primarul orașului Ploiești?
Da. Cum îl cheamă? Domnul Bolăsevici, cred. E bine, ok, bun. Okay. Și pe primarul de la tine din localitate, știi cum îl cheamă? Da, este o doamnă. E o doamnă, cum o cheamă? Doamna Neagu. Am înțeles. Tu ai înțeles ce fac cu oamenii ăștia, adică cu ce se ocupă ei? Da, o mare responsabilitate și țin în picioare, practic, o comunitate de oameni. Și ai înțeles faptul că curând o să ai și tu drept de vot? Da. Și când o să votezi, la ce o să fii atentă? Nu știu. Încă nu am multe repere în acest punct. Nu am fost învățată. Cine ar trebui să te învețe? Poate tot școala. Uh-huh. Ne îndrume în sensul ăsta, pentru că până la urmă ei sunt politicienii care ne conduc pe noi, cumva, mersul țării. Care ne reprezintă. Da, ne reprezintă. N-ar cumva, trebui să ne conducă, din păcate ne conduc. Dar uite, ceea ce îmi spui tu mă întristează un pic și îți spun și de ce. Pentru că mi-ar plăcea ca tinerii să nici nu ajungă să facă majoratul și deja să știe cam cum arată sistemul, cum arată administrația, ce face X, ce face Y. De ce? Pentru că dacă nu învățăm, o să stăm la intersecție, da. O să așteptăm să se facă verde pentru pietoni, vreme în care ne vom uita la un banner. Bannerul ăla care va fi cel mai mare și cu băiatul ăla cel mai chipeș, ăla o zic, bă, mi se pare simpatic, hai mă să-l votez pe ăsta. Așa e. Nu contează de la ce partid e. Și atunci... Fain ar fi ca tinerii să fie cei care penalizează orice nu e corect. Așa e. Mi se pare ok, uite, când mergi prin proiect, dacă e vreo groapă, ceva, hai mă, mai sunt și gropi, ce naiba. Mă, dacă e un pod și un pic defect, hai mă, nu pică mâine, mai facem noi acolo o mentenanță. Nu se întâmplă nimic rău. Mai avem două rubrici, fii atentă. Prima rubrică este să te gândești foarte, foarte, foarte bine la o persoană dragă ție. Challenge-ul este să fie o singură persoană, căreia să-i mulțumești pentru cine ești tu astăzi, Ana. Una singură. Păi, fii atent, deci părinții e by default. Da, bam, o entitate. Mai gândește la încă o persoană. Crea să-i mulțumești pentru cine ești tu astăzi. Sora mea, părinții și sora mea. Dacă părinții au spus că m-au susținut oricând. Uite de către cameră și dă-le un mesaj. Oferă-le un mesaj de mulțumire. Vă mulțumesc din suflet că m-ați sprijinit în toată viața mea, nu doar în cei 12 ani de școală. Și vă iubesc. Perfect. Bun, gata, super, nu că și cum e, ajunge acasă și, păi și ai vrut ceva, v-am zis acolo ceva, v-am zis un mesaj important. Iar acum mergem către o rubrică legată de recomandarea de carte, fără ce e din școală, te rog, sper da, că nu ceva, okay, te rog da. Din inimă, te rog, te rog. Da. O carte care a schimbat ceva în modul tău de gândire. Carte care a schimbat ceva în modul meu de ceva, gândire. Ceva, ceva care ție ți-a plăcut foarte mult. Ceva care mie mi-a plăcut foarte mult și recent citită. Băi, să știu că dacă ai citit cartea aia acum 5 ani, nu e o problemă. De la Dan Brown, Îngeri și Demon, dacă ați auzit. Am auzit. Dumneavoastră ați auzit? Îngeri și Demon. De ce ți-a plăcut cartea asta? E foarte faină, pentru că expune povestea unor oameni de știință și pentru că tot o dăm pe relații interumane, mi s-a părut interesant modul în care relaționează oamenii, doi oameni care nu se cunosc, însă sunt apropiați de un eveniment mai puțin plăcut. Nu v-aș da detalii. Păi nu da spoilere, asta e doar o prezentare, adică ai stârnit curiozitatea și cei care sunt dornici să citească pot să te contacteze. Ana, aș dori și eu să-mi rămâns cartea. Nu știu dacă se mai poartă treaba asta în ziua de astăzi, dar am observat că există o oarecare poftă, sete de cultură, de citit, de a împărtăși câteva dintre subiecte, mai ales că cred că ne-am blocat un pic în seriale și filme. Da. Am văzut și pe ăla. Cartea asta are și un film, însă cartea bate filmul. Bun. Pentru cel care prima dată citește. Da. Și abia apoi vede filmul. Că cel care vede filmul nu prea mai are răbdarea să citească. Oricum e ușor schimbat filmul, dar nu are... Mai tăi niște scene pe acolo. Băi, nu putem spune asta în cadru, că e prea mult, ne lungim, avem o oră și 40 și aia e. Bun, suntem la final de podcast și evident că trebuie să tragem linie și să vedem cu ce rămânem. Adică, care ar putea să fie acel mesaj, fain și pentru cei care ne urmăresc, fain și pentru tinerii care văd în tine, și nu sunt cuvinte pompoase, e o realitate... potrivită,
văd în tine un model, văd în tine un... Păi există, mă, se poate, uite că se poate să iei 10, adică nu e grav și n-a făcut 10 de miliarde de pregătiri și n-a avut pile, relații, nepotisme, e un om. Și vrea să de la psihologie, nu vrea neapărat să de la medicină. Nu că aș avea vreo problemă cu cei care dau la medicină, dar mi se pare că e așa un fel de trend. Care e mesajul? Păi să-și urmeze visele, e foarte important. E foarte greu dacă nu e susținut de cineva, însă întotdeauna să te pui pe primul loc în acest fel. Să aveți grijă de relațiile pe care le aveți cu cei din jur, pentru că dacă nu găsești susținerea acasă, o poți găsi într-un prieten, într-un profesor care să te ajute. Și pentru viitorii elevi, succes la bacalaureat. Pentru cei care sunt acum cu contestații, succes, da, succes să le mărească nota, să treacă cu bine bacalaureatul sau să-l dea în toamnă, să nu se dea bătuți, pentru că nu există final, este așa doar e. O primă limită și pe urmă urmează Mozare altele. Trebuie să fie întotdeauna un orizont. Place asta. Ana, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast, succes în ceea mulțumesc ce faci, dă-ne de veste după ce intră la psihologie și, pormo, când avem nevoie de un psiholog, apelăm la tine. Nici nu știu cum o să arate mai târziu consilierea asta psihologică, pentru că până acum vreo 10 ani de zile păreau lucrurile, băi, n-ai cum, n-ai șanse, dar după pandemia asta ne-am trezit și ne-am dat seama că avem nevoie de oameni care să performeze și să asculte alți oameni, că dacă nu ne ascultăm între noi, e o problemă. Dar iată că problema de astăzi a dat un rezultat de 10, media 10, care e un început. Nu trebuie să fie doar așa, nu trebuie să fie doar despre media 10, nu trebuie să fie doar despre copii olimpici, ci despre performanță, despre utilitate și mai ales dacă și-a durit tânărul. Că dacă tânărul doar s-a chinuit pentru 10 ăsta, ar fi un mare păcat. Mergeți către elevi, către profesori și faceți o legătură între ei dacă sunteți părinți. Dacă sunteți elevi, mulțumiți-vă vouă, în primul rând, indiferent de rezultatele pe care le-ați obținut. John, să ne auzim și data viitoare, luni, de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!